Cu visteria mai goală ca în alți ani, guvernanții împart în aceste zile bugetul țării. Premierul Florin Câțu anunță că nu mai vrea ca instituțiile publice să fie conduse de directori aleși pe viață, iar unele dintre sporurile bugetarilor nu vor mai primi finanțare. Premierul nu a spus clar nici dacă va majora sau nu pensiile. Legea prevede că acestea ar trebui să crească cu 8% în acest an, doar că liberalii vor să o modifice. Potrivit calendarului impus de lege, în 2021 guvernul ar trebui din nou să majoreze pensiile. Executivul lucrează pe două scenarii, fie o indexare a punctului de pensie cu rata inflației, adică cel mult 3%, fie o majorare cu 8% din septembrie. Creșterea va fi undeva între 8-10%, 7-8-10%, încă trebuie să așteptăm decizia colegilor. Deocamdată, premierul spune doar că nu sunt îndeajuns de mulți bani. Costul cu pensiile în bugetul în 2021 cresc deja cu aproape 8 miliarde de lei față de anul trecut, plus o creștere de la alocații, creșterea anul trecut plus creșterea de anul acesta, încă aproape 3 miliarde. Se va indexa cu nivelul inflației? Repet, ceea ce am spus de la început, bugetul se construiește pe legislația în vigoare. Surse politice susțin că o majorare a pensiilor, așa cum este prevăzută în lege, ar atrage sancțiuni din partea Comisiei Europene și ar scădea ratingul de țară al României. De altfel, bugetul țării este subiect de analiză în interiorul coaliției de guvernare. Ca în fiecare an, când se împart banii țării, parlamentarii au pregătit o listă întreagă de proiecte: drumuri, canalizări, biserici, pentru care cer fonduri de la stat. Sunt lucrări de infrastructură mai mică sau mai mare, lucrări sociale, lucrări în zona de educație și servicii educaționale. Sunt amendamentele cumva firești pentru dezvoltarea fiecărei circumscripții. Guvernul a cerut o analiză privind toate posturile de la stat, dar și a atribuțiilor și sporurilor aferente. Lucruri care se întâmplă în Uniunea Europeană de foarte mult timp și la Comisia Europeană, de exemplu, o rotație. Să nu mai rămâne în aceeași poziție 20 de ani de zile, după un mandat sau două mandate de director general sau în funcție, să trebuie să schimbi locul în altă parte. Cheltuielile au crescut substanțial, dat fiind criza medicală. Cheltuielile suplimentare sunt necesare pentru a reporni economia și pentru a ajuta persoanele sau companiile sau sectoarele care au avut de suferit din această criză. Deci presiunile pe buget sunt extrem de mari. Este esențial să arătăm un trend de reducere a deficitului bugetar pentru a ne menține ratingul de recomandat investițiilor. Guvernul estimează pentru acest an un deficit bugetar de 7% din produsul intern brut, adică statul ar urma să cheltuiască cu 78 de miliarde de lei mai mult decât va încasa. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.